În prima dată, bună ziua și bine ați venit la mine. Am o plăcere ca, prin intermediul televiziunii dumneavoastră, să informez cetățenii comunei, adică cetățenii din Libling, din satul Cerna și satul Iosif. Haideți să luăm prima dată cu anul 2023. Pentru mine, anul 2023 a fost un an plin de realizări. Și doresc să punctez. Am avut proiecte pe Angel Sanini, asfaltarea tuturor străzilor din satul Cerna, de colmatare șanțuri și facerea la intrări la fiecare imobil, adică la fiecare locuință. L-am primit finanțare, am ținut licitația, câștigătorul a fost o firmă, operatorul respectiv a semnat contract cu mine de lucrări, cu instituția care o reprezint și urmează să se demareze lucrarea. Se pare acum de la începutul martie, încălzindu-se vremea, că încep. Chiar m-am dus cu inginerilor de specialitate să le arăt locația unde să depoziteze piatră, pentru că sute de tone de piatră în prima fază. Pentru ce, ca să știți, să le spun și la cetățenii de la Pietra, să face terasamentul și acostamentele laterale, adică să pune, să profilează, să sapă, să... Sunt mai multe procedee tehnologice. Alt proiect câștigat pe Angel Sanini, obținut finanțare, e drumul DG166, drum de exploatație agricolă, aia înseamnă DC, adică drumul de legătură Libling-Cerna. Și pentru ăla am obținut finanțare, acum s-a ținut licitația, să vedem, adică ai semnat contractul și se va ține licitația. Alt proiect, pistele de biciclete. Am primit finanțare pentru pistele de biciclete în comuna Libling, s-a ținut licitația, s-au desfăcut ofertele, acum îi selecționare și urmează să se încheie procesul verbal de câștigare a firmei respective și urmează să încheie contract. Cetățenii din Libling știu denumirea la noi baltă la baltă. S-a făcut tot pe fonduri europene stație de tratare a apei cu ozon. Doresc să menționez că o să vin cu o filmare a stației respective, inclusiv din interiorul stației, și un inginer de specialitate în care va explica procesele tehnologice de prelucrare a apei, să nu mai fie apă cu impurități. Alt proiect depus este pentru asfaltarea satului Cerna. Pentru asfaltarea satului Iosif. Nu i-am uitat nici pe cei de la satul Iosif. Și menționez că anul ăsta o să profilez că e drumul puțin cu gropi datorită climei. În timp clima a erodat, adică a plouat, a înghețat, a făcut gropi. O să-l profilez, o să bag piatră și să-l cilindez până când o să primesc finanțarea și atunci îl asfaltăm și la satul Cerna, șanțurile de colmatate făcute, intrările. Deci încă o dată spun că nu i-am uitat pe domnii, că mai mult scris ei, știți cum e, că na, lumea, gura lumii nu poate să astup, cum e proverbul. Nici pe statul Iosif, nu. Cu an în urmă le-am făcut și capelă, cum ne-a cerut Uniunea Europeană, cămin renovat cu un părculeț,
doar să întreținem. Acum am și capela la cenă iară și am vorbit că trebuie să treacă o anumită perioadă de la construcție ca să introducem curentul electric. La cenă le-am dat eu un generator, a venit la mine, că dacă moare cineva să pună generatorul de curent se poate să vadă. În derulare, ce aș mai vrea să fac, am discutat cu proiectantul, am făcut o schiță în mare, un studiu, toate intrările de la imobile din comuna Limbrin, care nu sunt asfaltate, adică nu sunt făcute, și nu spune sepodețuri, să se facă iară proiecte. Parcări la dispensar doresc să fac iară, să, dacă pot, șanțul colector, sunt o grămadă. Deci, în mintea mea, având în vedere că de 20 de ani sunt în administrație, tot am făcut ceva. Am uitat, ți-am omis, biserica în construcție. Am o biserică ortodoxă, pentru că noi ortodoxi avem o biserică în colonie. Aia s-a făcut în 1926, când au primit primii coloniști, cele 16 familii. Și mai o investiție ce s-a făcut anul trecut la școala Liebling, teren sintetic de sport cu parculeț, cu bănci, cu lumină, o investiție frumoasă. Chiar a zis și doamna inspector Danilescu că n-au licee din Timișoara ce avem noi. Deci, eu, pe cât posibil, în limita puterilor mele, în limita finanțărilor, caut să fac ceva pentru comunitatea mea, că de-aia am fost ales ca șef. De la Consiliul Județean, puțin. De la minister, cele pe fonduri europene am primit. Deci, îți mulțumit că mi s-au aprobat toate proiectele. Și uitați cum v-am spus dumneavoastră, cum v-am explicat. Am demarat toate lucrurile necesare pentru a se obține licitația, să vedea cine câștigător, a să încheia contractul. Pentru 2024, în afară de cele câștigate, demarate în 2023, aveți ceva în special? Poate e un proiect pe care îl vreți de mult și anul ăsta câștigați? Cum v-am mai spus, toate intrările la imobile din comuna Liebling vreau să le fac și de colmatarea de șanțuri. La dispensar, cam cabinetul permanent a serviciului permanent de medici, care am zis să facem o parcare frumoasă acolo, pentru că e chiar în centrul localității, exact unde se construiește și biserica ortodoxă, e peste drum de școală. Și alte obiective m-am propus, să vedem acum raport de finanțare, prima dată să le termin pasia, să începem lucrările și în raport, da, anul ăsta se mai face, uitați că m-am adus aminte, că multe, multe, decât atâta vreme sunt aici și o să demarăm la terenul de fotbal, o să facem acolo o reabilitare, o cameră, două camere, unde să vină camere de masaj pentru fotbaliști, cam clubul sportiv, o saună pentru cum cere statutul clubului. Iar în rest așteptăm ca să vedem ce finanțări mai primim, ce în raport de proiectele care le depunem. Deocamdată tot ce m-am propus în mare, 90% s-o îndeplinit. Ați stabilit bugetul pe anul ăsta?
Bineînțeles, bugetul s-a făcut acum 2 săptămâni, s-a transmis la NAF, deci începem să ne... Mai avem lucrările achitate de anul trecut, datorită că nu vreau să zic, nu vreau să dau un nume, a venit bugetul forfetar mai mic decât trebuia și... Na. De-aia anul ăsta facem, demarăm proiectele astea mari. Achităm ce mai avem din urmă și sperăm că totul o să fie bine. În ce cuantum e bugetul, dacă... Poftim? Cam cât e bugetul? Păi, bugetul e în raport de colectare. Deci dacă colectezi 50%, primezi 60-70%, dacă colectezi 80%, primezi 90%. Deci, să știe cetățenii că banii la comună, deci din bugetul nostru, deci din, nu din finanțări europene, îs în raport de colectare. Deci, cât plătesc, atâta primim de la ANAF. Dacă cetățenii nu plătesc și nu... contribuie în mod direct la bugetul local, vă dați seama că de unde se dea NAF-ul dacă nu... Ultima întrebare, evenimente culturale, poate dacă le-ați spus deja la punct, ce să fie în 2024. Da. Agenda culturală s-a votat în luna decembrie. E sărbătoarea comunei Liebling Ruga, cum se zice la noi la Bănățeni. Ruga la Liebling, stabilită ruga la satul Cerna, la satul Iosif, de ziua copilului, dansuri populare și alte activități culturale. Deci studiu la bibliotecă, avem bibliotecă la Cămin, dacă doresc elevii de la școală să ducă să ia o carte, să citească, să... dar mă îndoiesc că trăim niște... vremuri cu tehnologia asta modernă care fără Facebook sau fără aparat de telefon nu știe să muncească și nu mai știe să calculeze. O să fie păcat după ce generația noastră, adică mă refer la generația mea, se duce sub în generația asta de IT-iști. De va da Dumnezeu vreodată să paralizeze sateliția aia sau să strice, nu o să mai știe nici să muncească, nici medici să opereze, nici profesori să predea. Deci totul se leagă de tehnologia asta modernă. Bineînțeles, eu înțeleg, trăim alte vremuri, deci nu putem să mai trăim în trecut cum am trăit noi, dar pe vremea noastră s-a făcut școală, s-a făcut carte, a fost disciplină. Acum când auzi drogați, violuri, spargeri, tot felul de... Părerea mea că ar trebui niște legi puțin mai aspre, care să îndepărteze toate viciile astea neortodoxe de la generația care vine de pe noi. Nu acuz generația pentru că au alte idei, alte gândire, dar să fie, cum spune Bănățan, oameni între oameni. Deci să fim oameni și, în primul rând, să fim mai uniți, să nu ne dușmănim, să nu ne urâm, ne înjurăm pe la colț, să ne batem tot felul de țigănii, mai bine zis pe românește. Să sperăm, pentru că într-o bună zi și-o da și ei seama că fără a citi, a studia, a informa într-adevăr, poți să primești informații și pe rețelele astea de socializare ale Facebook-ului. Dar m-am uitat și eu, vedeți că eu n-am telefoane. Eu am telefoane cu butoane, deoarece necesită să comunic, nu să mă uit toată ziua pe Facebook sau la TikTok-uri, la nebunică, de acolo vine tot ce se întâmplă. Diverse lucruri de-astea neortodoxe, precum bine am spus. Așa că sperăm că
cu ajutorul Domnului Dumnezeu, numai cu ajutorul Dumnezeu, să se mai îndrepte și lumea asta. Că, în părerea mea personală, nu acuz pe nimeni, mergem într-o direcție total greșită, fără frică de Dumnezeu, fără frică de nimeni. Păcat, pentru că toți suntem creaturile Domnului și toți ar trebui să ne iubim și să ne respectăm unul pe celălalt.